Bună ziua, doamnă și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi vreau să vorbim despre muzică, vreau să vorbim despre artă, vreau să vorbim despre lucruri care se mai întâmplă în municipiul nostru drag, deși suntem în pandemie, în plin val 4, cifre îngrijorătoare, în fiecare zi se schimbă. Dar cu toate acestea lucrurile se mișcă și în municipiul Râmnicu Vâlcea are loc, doamnelor și domnilor, Festivalul Tinere Talente organizat de Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea. Este un proiect drag managerului Petruț Constantinescu, drept pentru care cu el vom dezbate această chestiune despre organizarea acestui festival. Cât de fezabil este el acum, domnule Petruț Constantinescu? Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. E mare lucru că în condițiile actuale, în primul rând, dumneavoastră ne susțineți și asta este extraordinar de important pentru tinerele talente în pandemie. Da? Că am văzut că așa ați intitulat emisiunea de astăzi. Greu, este foarte greu. Acest festival este la ediția cu numărul 41. Pentru prima dată în istoria de 40 de ani a acestui festival, pandemia a reușit în 2020 să scurtcircuiteze fluxul continuu pe care acest festival l-a avut neîntrerupt, indiferent de cât de greu s-a trecut peste comunism, peste lipsa banilor și toate celelalte necazuri. Iată că anul 2020 a întrerupt. Și atunci, anul acesta, ne-am ambiționat, dacă îmi permiteți să spun așa, și chiar dacă festivalul nu se va mai petrece timp de 3 zile, pentru că condițiile pandemice sunt delicate și nu vrem să greșim cu nimic, nici față de autorități, nici față de publicul care ne onorează cu prezența. Și atunci, duminică dimineață la ora 11, vom deschide festivalul. Duminică seara vom avea din nou o oră și jumătate de muzică de excepție și luni seara va fi concertul de gală. Nu știu dacă e afișat și pentru telespectatorii acest program, dar în orice caz pe calea lui Traian, pe display-ul de la Filarmonică se vede, avem acolo și un banner foarte mare și așteptăm pe toată lumea pentru că intrarea este liberă. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea susține acest festival pe care și l-a asumat cu mai mulți ani în urmă. Și dacă îmi dați voie, o să vă spun ceva în premieră. Mă rog. Festivalul Tinere Talente este, începând de anul acesta, marcă înregistrată a Filarmonicii Ion Dumitrescu, respectiv aflat sub patronajul municipiului Râmnicu Vâlcea, primăriei. Avem un brand de oraș. Nu știu câte orașe mai au așa ceva. O să vă spun mai încolo și alte lucruri deosebite despre acest festival, dar în orice caz municipalitatea se poate mândri cu faptul că din acest an există o marcă înregistrată într-o instituție reprezentativă a municipalității. Cât de greu a fost să faceți toate demersurile pentru a înregistra la OSIM acest brand? Nu a fost foarte greu. Echipa din Filarmonică, colegii mei din personalul TESA, cărora le mulțumesc, s-au ocupat îndeaproape de tot acest demers și sigur că cred că mai greu a fost pentru cei care ne-au verificat a fost decât pentru noi care am pus la dispoziție toate materialele, pentru că se știe orice marcă se înregistrează, se verifică. Și acest lucru a durat, cred că vreo 8 luni de zile. Și bineînțeles că acest festival a primit acest titlu de marcă înregistrată. Dacă ne uităm acolo pe afiș, vedem acel R care certifică calitatea și certifică acest festival ca marcă înregistrată. Eu sunt foarte bucuros pentru oraș. Exact, mai avem motive de mândrie, mai avem motive să zâmbim în toată această nebunie în care trăim și să încercăm cumva să păstrăm normalitatea, dacă mai putem spune așa, și iată să ne bucurăm și de asemenea evenimente cultural-artistice, da? Chiar dacă în pandemie, chiar dacă trebuie să respectăm condițiile. Da. E important că el va fi și cu prezență fizică, da? Da, altfel nu l-am fi ținut.
Păi nu avea niciun sens, aș fi practic, acceptat, da. Cel puțin din poziția pe care o ocup, nu aș fi acceptat niciodată o transmisie online pentru acești tineri care, dacă nu au în față chiar și mai puțini spectatori decât se întâmpla în mod normal, să zic așa, nu poți să pui un tânăr talent. Știți că de pe scena acestui festival, chiar dacă poate nu toată lumea știe, de pe scena acestui festival au plecat către lumea mare, ca să spun așa, nume atât de importante încât oricum mi-ar trebui, cred că, 2 ore doar să le enumăr. Dar dacă mă refer la mari violoniști, Florin Croitoru, Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru, pianistul Viniciu Moroianu, multe, foarte multe nume sunt... Este o pleiadă de mari artiști care au dus numele țării noastre peste hotare și în locuri mari, ca să zic așa. Ei au devenit vectori de imagine și au povestit despre Râmnicu Vâlcea. Eu de asta sunt bucuros că festivalul ăsta, vă povestesc imediat, deci are cumva... și prieteni încet, da. Încet. Începe cumva să aibă și prieteni. Râmnicu Vâlcea nu mai este recunoscut în afară ca Hackerville. Da, eu sper să, să depășim aceste apelative și cum suntem noi catalogați. Nu, eu n-am considerat niciodată că trăiesc într-un oraș de hackeri și... Acum știți că hacker e un cuvânt pozitiv în realitate, nu este... Da, nici n-am spus vreodată că e negativ. Da, adică hackerii, în mod normal, lucrează să facă bine unui sistem, dar noi la... Așa, eu mă bucur că reușim să arătăm că în acest municipiu nu doar există niște valori, vorbesc aici de Liceul de Artă Victor Giuleanu, care anul acesta are 9 reprezentanți de elită, deci sunt vârfurile liceului în acest moment. Și pe această cale, probabil o să mai spun asta până terminăm emisiunea, invit cât mai mulți vâlceni să vadă care sunt produsele acestui oraș. Pentru că intrarea este liberă, sigur va trebui să respectăm normele și pe această cale mulțumesc tuturor celor care de câte ori vin la concerte, sunt absolut în regulă cu toate solicitările actuale și din acest punct de vedere... Mă bucur că sunt ceva oameni care au înțeles că singura variantă este să ne vaccinăm ca să trecem cu bine peste perioada asta îngrozitoare. Da, și în condiții normale organizarea unui asemenea festival înseamnă multă muncă, decizii multă importante, muncă, da. Bani în primul rând, că de la bani pleacă totul. Cum ați reușit să organizați acest festival în condițiile de astăzi? În condițiile pandemia, delicate de astăzi, da. Cu pandemia care, iată, cu valul 4 în primul care rând, peste noi, da. Lipsa banilor, lipsa înțelegerii până la urmă la nivel de administrație publică locală. De ce să nu o spuneți și pe aceasta? Să știți că eu pornesc de la un lucru foarte clar. Persoana pe care eu m-am bazat de la începutul mandatului meu și care de câte ori și-a dat cuvântul și l-a respectat, este domnul primar Mircea Gutău. Poate că unii o să zică de ce laud, alții o să zică ce o să zică, dar vreau să vă spun că în momentul în care, de cei 3 ani și ceva de când colaborez cu dânsul, pentru că dânsul de fapt este șeful meu direct, nu am avut această problemă și instituția într-adevăr se confruntă cu o situație foarte delicată financiar, dar bazându-mă tot pe cuvântul dânsului, în zilele următoare bugetul instituției va fi reparat. Astfel încât mi-am permis să antamez toate contractele pentru acest festival și vă spun că sumele nu sunt absolut deloc mari. Acest festival nu se organizează cu sume mari și vă spuneam că am niște surprize. Pentru prima dată se alătură niște entități acestui festival, începem să avem prieteni, cum îmi place mie să spun, parteneri și o să vă spun așa foarte pe scurt. Înainte de a vă spune care sunt acești noi prieteni, vreau să vă spun că demersul făcut de Asociația Municipiilor, unde domnul primar a avut un cuvânt de spus privind acordarea celor 2%
pentru instituțiile de cultură și demersul Asociației Managerilor de Filarmonici din România, plus demersul acolo pe AFISV de Fair Media Sind România, cel mai mare sindicat din cultură din România. Aceste trei demersuri au făcut ca primăriile, respectiv consiliile județene, în funcție de unde sunt arondate aceste instituții de cultură, să primească niște sume de bani pentru reîntregirea bugetelor și pentru... Nici nu știu dacă pot să formulez ca ajutor, dar în orice caz acești bani au venit și am certitudinea că ne vom descurca. Acest lucru este foarte important. Acum să trec la prieteni. Acolo jos sunt enumerați câțiva dintre cei care susțin Filarmonica necondiționat, da. Și noi în acest fel ne revanșăm pentru ajutorul primit. Dar anul acesta în festival avem o noutate absolută. Acesta nu este un concurs. Totuși, aceste entități despre care vorbeam, nu știu, am voie să spun, este vorba de un agent economic, da. Care anul acesta oferă unui tânăr merituos, ei vor alege de cine le place. Deci da, nu este un concurs. Dacă o să le placă un pianist, o să ofere unui pianist. Dacă o să le placă un violonist, așa mai departe. Oferă o distincție în valoare de 1000 de lei. Iată, o primă economie din bugetul local, pentru că altcineva suportă această cheltuială. După aceea, Sindicatul Național Fair Media Sind oferă o a doua distincție, tot de 1000 de lei. Iarăși este un ajutor care scutește important, bugetul instituției. Da. O a treia distinție, tot de 1000 de lei, din partea domnului Constantin Sava, soțul regretatei, mi-aș permite să spun, regretatului suflet al festivalului. Doamna Rodica Sava a fost... una din cele mai mari susținătoare, dacă nu chiar cea mai mare. Bine, doamna profesoară Irina Șațchi, fosta mea profesoară de pian, a înființat acest festival, dar alături de mama mea, și iarăși o să spună lumea că îmi laud mama, dar asta este adevărul, au dus pe înalte culmi artistice acest festival. Deci, domnul Constantin Sava, în memoria distinsei doamne Rodica Sava, oferă o distinție pentru un tânăr meritos. În afară de acest lucru, nu știu dacă mi-este permis să spun, unul din cele mai puternice ONG-uri, sau poate cel mai puternic ONG din Râmnicu Vâlcea, Clubul Rotary, va oferi în acest an de asemenea o distinție. Iată că, apropiindu-se de un asemenea festival, niște entități până la urmă diferite, da? Și nu trebuie să vă spun că la Viena, la Paris, la Strasburg, în foarte multe orașe din lume, aceste entități puternice și aceste ONG-uri sunt brandul alături de care brandul reprezentativ înseamnă ceva. Adică este o asociere mai mult decât fericită, pentru că nu putem să punem altfel Râmnicul pe harta clubului sportiv de handbal, da? Un vârf al Râmnicului. Cum este pus? Tot printr-o asociere, nu? Da. Adică tot printr-un ajutor. Și aceste sportivi de performanță, muzicienii de performanță și, în general, toată performanța, aici o să vedeți că în acest festival vin cei mai, dacă mi este permisă greșeala, așa, cei mai performanți, da? Pentru că ei sunt deja performanți, olimpicii României. Și atunci publicul va putea să vadă pe scenă acest podium al Filarmonicii din Râmnicu Vâlcea. Ce să vă spun? Cele mai talentați copii din România. Membrii importanți ai comunității, da? Pilonii până la urmă de bază ai comunității vâlcene susțin acest festival, premiază tinerii meritoși, talentați, cei care participă. Mă bucură foarte mult acest lucru, că ei sunt promovați, da?
Și aș vrea să vorbim și de tinerii care participă la acest festival. Așa este. Ei, de fapt, festival, pentru că ei sunt sufletul. Așa este. Doamna profesoară Mihaela Tomescu și dânsa apare între invitații ediției din acest an, este, ca să spun așa, cel mai important colaborator al nostru, mama distinsului și excepționalului violonist Alexandru Tomescu, care ne-a promis că va încheia stagiunea 2022, în 2022 la Râmnicu Vâlcea. Da? Iată, din nou, asocieri de renume, ca să spun așa. Ce să fac? Trebuie să ne lăudăm ca să știe lumea ce facem. Da, da. Mama distinsului violonist, spuneam, doamna profesoară Mihaela Tomescu, este prin Fundația Remember Enescu, este colaboratorul principal care selectează din România marile nume și marile talente din țară în acest moment. Deci dânsa este, ca să spun așa, sună puțin comercial, furnizorul celor mai reprezentativi tineri din țară. Vorbim de Cluj, de București, de Brașov, sigur, și din Râmnicu Vâlcea, unde noi i-am selectat. Și în acest fel vom avea ocazia să vedem nu doar niște tineri de excepție, dar și niște instrumente mai puțin obișnuite, în sensul că vom avea tineri care cântă la harpă. Este un instrument foarte rar, da, foarte dificil, este extraordinar de dificil, ca să nu mai vorbim de dimensiuni. Și iată că părinții acestor tineri fac eforturi deosebite și pe scena filarmonicii vom vedea interpreți la harpă. Nu vă mai spun că o să vedem și nai, o să vedem și clarinet, da, în concertul de gală. O să mă opresc, mi-e imposibil să fie număr pe toți, sunt foarte mulți tineri. Așa cum spuneam, duminică dimineață, 24 octombrie, la ora 11, deschidem festivalul. Seara, din nou, creștem puțin vârsta, ca să zic așa, vor fi numai liceeni și studenți. Și seara se va încheia cu un micro-recital de 30 de minute al clasei de canto, renumitei profesoare universitare, doamna Georgeta Stoleriu, care din nou va face probabil deliciu, nici nu mă aștept să fie altfel, pentru că și acum 2 ani dânsa a venit cu un spectacol de dragoste, tema era de dragoste, excepțional. Anul ăsta se numește Armonie de Toamnă. Cred că s-a aplaudat 5 minute în picioare acum 2 ani. A fost senzațional. Dânsa creează efectiv spectacole de operă de mici dimensiuni. Și luni seara avem gala cu 3 tineri excepționali: Ștefania Turcu la vioară, Ioana Tomescu la clarinet și Eva Garet. O să mă opresc asupra Evei Garet, pentru că deși este doar în clasa 9, am înțeles că vine direct de la Moscova, unde a câștigat un concurs de pian extraordinar de greu. Este fabulos să știe că cei mai duri, cele mai grele concursuri sunt din lume, în Rusia. Sunt în Rusia, acolo Japonia, unde muzica e la ea acasă. Acolo unde muzica e la ea acasă și unde și în Japonia sunt niște concursuri infernal de grele. Acum vin foarte tare coreenii în ultimii ani și așa mai departe. Sigur, și în Franța sunt concursuri de mare forță pentru cei care reușesc să ajungă acolo, pentru că sunt niște etape eliminatorii și nu treci. Fantastice! Da. Deci cam asta o să se întâmple pe scena festivalului. Vreau să vă spun că la noua față a festivalului contribuie în mod semnificativ și doamna doctor Ilinca Dumitrescu, da? Fiica marelui muzician, patronimul filarmonicii. Da? Așa, și dânsa este președinta festivalului, având un rol esențial nu doar în selectarea acestor tineri, ci și în modul de a contura repertoriul în acest festival. Pentru că tot acest festival are un sens muzical și cei care vor fi acolo vor înțelege de unde pornim și unde se termină, care este apogeul. Și pentru prima dată, nu e chiar prima dată, am fost corectat de doamna profesoară Dorina Arsenescu, da? Doamna profesoară din Râmnicu Vâlcea, Dorina Arsenescu, care de asemenea este invitată în festival. Dânsa m-a corectat și mi-a spus că în urmă cu mai mulți ani doamna Rodica Sava invita și tineri dirijori. Eu am crezut că e pentru prima dată, ce să facem, mai uită omul. Și pentru, să zicem, a treia sau a patra oară în cei 40 de ani, pe scena festivalului, în concertul de gală, nu se vor afla doar 3 tineri interpreți, ci și un dirijor foarte tânăr,
care este de origine poloneză, dar studiază în Italia și care va dirija tot acest concert. Va fi un moment cu totul special. El a dirijat concursul Chopin, iarăși un concurs extraordinar de greu, și profesorul lui, Gianluigi Zampieri, va fi prezent în sală. Ce poate fi mai frumos decât un discipol să-l aibă în sală, exact, pe maestrul său. Da. Cam asta este. Bun. Și în afară de tânărul dirijor polonez, cine mai dirijează? Un singur dirijor este el. Practic, concertul de gală îl dirija de obicei un dirijor consacrat. Anul acesta am schimbat să pariem pe un tânăr, da. Adică eu cred că merită încurajați și dirijorii, pentru că aceștia unde să se desfășoare dacă nu le oferim scena? Dacă oferim scena tinerilor interpreți, de ce să nu oferim și unor tineri dirijori? Da, este clar că acest concurs vine așa ca o, cum să spun, oază de optimism, de frumos bună spus. Dispoziție. Da, e foarte frumos. Într-o perioadă complicată pentru toată lumea, mai ales că vorbim de tineri care sunt în, fac primii pași în cariera lor artistică, atât interpreți, da, cât și, iată, dirijorii. Este foarte greu să faci carieră în acest domeniu. Implică foarte mult studiu, foarte multă dedicare, puțin înțeleg. Sunt mii de ore de studiu, exact, ca să poți să cânți odată. 3 minute. Poate nu 3 minute, 7. Da. Da, nu mai contează. Dar în orice caz, este un volum impresionant. Orchestra din nou este supusă unui maraton, pentru că în seara de luni vorbim de 3 concerte, unul după altul. Sigur, durata totală va fi de, nu știu, o oră și 20, să spunem, deci nu depășim, da. Adică nu încălcăm nicio regulă. Condițiile, din punct de vedere, da. Așa, dar este foarte greu pentru o orchestră să schimbe 3 soliști și să cânte 3 concerte diferite. Va fi o seară romantică, pentru că toate concertele vin din perioada romantică și asta înseamnă o muzică, exact cum spuneați, romantică, optimistă. Foarte frumos. Păi cred că avem nevoie, nu? Păi nu știu dacă ați văzut reportajul de aseară de la televiziunea, nici nu știu, tot Antenă, da, deci am voie să spun. Suntem în care publica, a făcut o știre foarte interesantă despre muzica lui Mozart care vindecă leucemia. Și este vorba de o anume sonată, titlul era puțin greșit, dar a corectat reporterul, da, adică apucase să se informeze. S-a constatat că muzica lui Mozart are niște, este o terapie în cel mai adevărat sens al cuvântului și are niște proprietăți terapeutice spectaculoase. Da. Ce putem, cum ne vindecăm, cum ne reechilibrăm după aceste, sau în timpul acestor este vremuri? Este clar că salvarea noastră a tuturor stă în empatie, da? Stă în muzică, da? În a trăi frumos, a experimenta frumos și a manifesta frumos. Cu cât ne încăpățânăm mai mult să scoatem ce e mai urât din noi, că fiecare avem, da? Și așa, da, cu atât ne va fi mai greu să trecem peste... Muzica reușește să scoată doar frumosul, să știți. Da, depinde. Da, depinde muzica care... Aceasta, da. Muzica, da, aceasta, că da, mai da, am câteva că... exemple de hard rock, paraziții care... Da. Ne duce la alt nivel. Acum... Al discuției. Da, eu vorbesc de marea muzică. Sigură. Această muzică. Bun, ce ar mai trebui să mai știe vâlcenii despre acest festival? Sunt 2 zile, nu 3, l-ați da, dus ar trebui pic, să... l-ați comprimat. Da, ar trebui, nu o să fie, am încercat să nu creăm o densitate deranjantă, dacă pot să spun așa. Duminică dimineața la ora 11 începem, la 12 și un sfert, 12 și jumătate se termină, da? Deschiderea cu câțiva tineri, cei mai buni tineri mai mici, ca să spun așa. Bine, nu sunt foarte mici, clasa 6, clasa 7, clasa 8, a 9, chiar și a 10. După aceea, seara, mergem cu ceilalți tineri, clasa 8, a 11, a 12 și așa mai departe. Încheiem cu spectacolul Armonii de Toamnă,
sub conducerea doamnei profesor universitar dr. Georgeta Stoleriu și luni seara concertul de gală. Este de fapt concertul de luni, concertul obișnuit. Am uitat să spun că l-am intitulat Omagiu Rodica Sava și publicul trebuie să știe că intrarea este liberă, așa cum spuneam, partenerul sub a cărui patronaj se desfășoară festivalul, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, susține acest festival și râmnicenii pot să vină să se delecteze cu muzică bună, cu muzică frumoasă, muzică, m-am uitat în program, nu este nici măcar o piesă care ar putea să creeze probleme de nu-mi place cuiva. Adică este o muzică atât de frumoasă și de ușoară, pot să spun de... Da. Eu am mai spus asta și o să o spun întotdeauna. Muzica nu se explică. Muzica se ascultă și este posibil să-ți placă sau să nu-ți placă. Dar ce pot să spun este că sunt atât de buni acești copii încât sunt convins că vor impresiona pe cei prezenți, pe care îi rog să nu se ferească de pandemie, să respecte regulile impuse. Mai ales dacă s-au vaccinat, este totul în regulă. Pot să participe fără probleme. Așa este. Pentru că pariul în această perioadă este, ați văzut, multe, ce să facem? Multe cazuri, multe internări. Noi totdeauna ne place să ne comparăm cu ce nu trebuie. Și atunci foarte mulți conaționali văd conspirații, văd chipuri, văd nu știu ce să mai zic. Am văzut chiar astăzi, am citit și un mesaj al Bisericii Ortodoxe Române care de asemenea îndemna la vaccinare. Nu cred. Asta e mare lucru. Felicitări. Și pe mine m-a impresionat chestiunea aceasta pentru că spuneau că trebuie să trecem peste aceste teorii conspiraționiste, aceste nebunii, să ne bazăm pe declarațiile medicilor și pe cele ale specialiștilor. Păi ați văzut că până și vecinii noștri bulgari vor să te pună să-ți plătești spitalizarea dacă nu ești vaccinat. Bun, există vreo condiție de existența unui certificat verde pentru participarea? Acest certificat simplu, verde, PCR sau nu? Da. Adică normele sunt afișate peste tot. Da. Să știți că v-am spus 99% din cei care vin în sala filarmonicii. Mi-a părut tare rău. Acum 2 săptămâni am refuzat 3 persoane pentru că depășisem deja 7,5% și săracii nu aveau niciun fel de... Adică nici nu trecuseră prin boală sau, mă rog, nu aveau chestiunea, hârtia respectivă, nici nu aveau un test și nu aveau niciun vaccin. Și au plecat destul de amărâți. Noi trebuie să respectăm normele pentru că asta este de fapt marea problemă. Și să ne protejăm prin respectarea acestor norme de fapt. Asta e problema nației noastre. Exact. Că noi nu vrem să respectăm ceva decât dacă trecem de la nădlac încolo. Adică cum trece românul granița, acum începe să respecte tot. Da, acolo îmi discută cu tine. Da, noi ce să... Asta este... Cred că trebuie să depășim cu toții această mentalitate bolnăvicioasă a noastră de cineva neapărat are ceva cu tine. Da. Ei, acum eu vreau să încheiez tot în nota optimistă și să invităm pe toți vâlcenii. Da, cu siguranță, cu siguranță. Să e vină important la acest festival, într-adevăr, din cauza incidenței mari, în sală nu vom putea primi mai mult de 100 de persoane. Este cifra maximă pe care o vom putea permite. Asta se mai poate schimba, 100 de persoane este important de știut. Da. Se mai poate schimba ceva de acest festival va avea loc, să spunem, duminică 24 octombrie, luni 25 octombrie. Da. În cazul în care cifrele se schimbă, ați luat în calcul, nu știu. Da, noi avem și varianta. Calculul, da? Dar din câte am înțeles, la Râmnicu Vâlcea suntem undeva în jur de 11. Și nu cred că până duminică se poate ajunge la o cifră care să ne închidă sala. Asta din surse, să zic așa, autorizate. Dar, deci, Doamne ferește, dacă da, se întâmplă, o să anunțăm și... Și ce o să faceți? O să anulați evenimentul sau o să-l țineți online? Nu. Sub nicio formă nu voi face festivalul online. Îl amânați. Se va putea face... Știți că în...
în aprilie-mai anul trecut, am fost în acel lockdown în care Filarmonica a susținut destul de multe concerte online. Da. Asta se poate. Dar festival online nu. O să facem un concert de gală cu probabil se va ține doar cel de luni, dacă se întâmplă. Dar haideți să nu mai vorbim de faptul că se... După aceea oamenii... Zic totuși să punem și aceste întrebări, toate scenariile pe masă. Da, nu cred că va fi cazul în următoarele 3 zile să vorbim de nu știu ce rată, de la, tocmai la Vâlcea. Eu sunt foarte optimist și invit vâlcenii să fie optimist. Domnule Petrus Constantinescu, știți că Vâlcea e fruncea, Vâlcea nu ratează niciun top, mai ales cele negative. Ei, lăsați că acum nu suntem în top. Da, bun. Acum suntem bine. Bun. Deci e bine de știut că acest festival va avea loc fizic. Festivalul Tinere Talente a ajuns la ediția 41, doamnelor și domnilor. Va avea loc duminică și luni, 24 și 25 octombrie, la Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea. Sunteți așteptați cu mare drag acolo, cu certificatul verde în buzunar. Domnul managerul Filarmonicii, doamnelor și domnilor, ne asigură că va fi muzică bună acolo, de foarte bună calitate, cu tineri excepționali de la Liceul de Artă Victor Giulianu din Râmnicu Vâlcea, tineri excepționali din alte județe ale țării și din afara țării. Avem un dirijor excepțional venit din Polonia, așa din Italia. El este polonez, dar studiază în Italia. Studiază în Italia, venit din Europa noastră dragă, ca să spun așa. Haideți un mesaj de încheiere. Îi așteptăm pe doritor la Filarmonică. Nu? Am speranța că ne vom face auziți prin intermediul dumneavoastră. Încercăm și pe Facebook să fim cât se poate de activ, deși știți că este... Noi nu avem voie să plătim publicitate pe Facebook și atunci e foarte greu. Doar prin cei care ne iubesc cu adevărat existăm, da. Pentru că dau acel like și asta ne ajută să fim acolo în zona vizibilă. Și cu mult drag vă așteptăm la acest festival, în speranța că vă va plăcea și veți reveni de fiecare dată când o să auziți numele Filarmonicii Ion Dumitrescu. Cu siguranță că așa se va întâmpla. Pentru vremuri mai bune, domnilor și doamnelor și domnilor, pentru vremuri cu muzică bună, mergeți la Filarmonică și nu ratați acest festival Tinere Talente. Eu sunt Magda Popescu și ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!